Astăzi jucăm Stumble Guys și avem noi vești bune din partea celor de la Stumble Guys. Dacă intrăm aici pe shop, după cum puteți vedea, pe lângă că avem free spin-urile astea pe care le avem de obicei, o să le deschidem prima oară, avem și oferta asta de 1 euro cu 5 d-astea rare, avem și skin-urile astea de la Super Bowl. Hai să vedem ce sunt. Bă, sunt cam scumpe, sincer, la 5 euro, adică 25 de lei fiecare. Înseamnă că băieții ăștia cred că vor să o facă pentru bani, habar n-am, sincer, adică nu știu de ce au pus un singur skin la 25 de lei din astea, adică nu sunt foarte diferite, adică e acelea skin, numai că sunt costumați diferite și așa, dar totuși mi se pare exagerat, nu știu, spuneți-mi voi acolo în comentarii, dar momentul pe care îl așteptați, momentul despre care vreau să vă spun astăzi, aș văzut acolo un titlu, bă, ce greșeală, bine, nu este o greșeală, dar hai să zicem într-un fel așa, dacă dăm așa puțin, vedeți, free gift din partea celor de la Stumble Guys, avem acest pui de metal. Deci este un pui metalic, skinul acesta de pui l-a făcut și de metal și cred că o să apară cât mai multe skinuri așa în genul acesta. Mi se pare că și Dinamitron nu era sau ceva de genul, nu mai știu, mai era un skin parcă de metal, parcă am mai văzut, dar da, este un skin epic și cam așa arată. Nu știu, spuneți-mi voi acolo în comentarii dacă vă place acest skin și spuneți-mi dacă l-ați luat. Dacă nu l-ați luat, intrați după acest episod, intrați să luați și voi neapărat. Aveți, mi se pare, 6 zile la dispoziție, deci nu este mare grabă dacă intrați acum. Și hai să ne-l punem, deja ni l-am pus de fapt. Și da, hai să deschidem și noi free spin-urile astea și să intrăm și noi să vedem cam cum se prezintă acest skin în match. Dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați un like și hai să vedem, doamne ăștia să ne pice o legendă. Dar mamă cum era. Hai 15 gemuri, te rog. Na, vrumăm. 3 tokenuri, ce pot să fac? Nu pot să fac nimic cu tokenurile imediat. Dar hai să vedem și cu lucky spin-ul acesta, ia. Hai te rog. Ați văzut skin-ul acela normal cum era el. A trecut pe lângă, mamă, legendara iar lângă, dar aia, măcar ne-a dat gemuri. Ați văzut, a trecut skin-ul ăla de pui normal pe lângă. Ia să intrăm aici să vedem cam care este faza cu el. Ia, unde este skin-ul de pui normal? Unde este skin-ul de pui? Ia să vedem pe aici, pe undeva. Da, uitați-l aici, deci este acesta. Și îl avem și de metal. Noi îl avem de metal, de fapt nu l-am pe acela, dar l-am pe ăsta și e chiar tare. Nu știu, spuneți-mi dacă vă place. Și hai să intrăm și noi într-un match. Intrăm într-un match, hai să intrăm într-un match normal. Hai, sper să ne pice și nouă hărții de-astea mai noi, mai tari și tot așa. Ia să vedem ce hartă ne pică prima oară și doamne ăștia să câștigăm și noi aici primul meci. Ar fi chiar super tare dacă am putea să câștigăm primul meci. Și da, ia să vedem ce ne pică. Ok, de Super Bowl fix așa din prima nouă hartă. Cea mai nouă hartă ne-a picat, mă. Cum am zis, mamă, deci toată lumea are skin-ul ăsta, bă. Toți sunt setați, sunt crazy pe el. Să vadă cam care este faza cu acest skin. Și da, bă, nu e un skin rău, chiar nu e un skin rău, cel puțin că este gratis. Este chiar bine. Opa, ce s-a întâmplat? Nu spune că s-a blocat și se duce tot jocul. Doamne, deci ce este cu bug-ul acesta, mă? De ce mi se blochează? What? De ce s-a blocat? Da, ce ziceam, m-a scos din joc, aia, intrăm din nou, dar nu știu de ce s-a blocat. Bă, și picase Super Bowl și vreau să jucăm, dar poate ne pică din nou, cine știe, habar n-am, nu știu. Sper să nu se mai blocheze, asta este toată treaba, deci chiar sper să nu se mai blocheze. Ia, hai să vedem, pică Super Bowl din nou sau sal? Nu cred că pică, dar hai să vedem ce pică până la urmă. Pică, tot Super Bowl. Bă, ce se întâmplă acum? Adică de ce pică Super Bowl? Este o setare făcută mai mult să pice asta nouă, că vrea lumea să o joace sau care este faza? Ok, aici vedeți că deja nu mai sunt foarte mulți față de meciul trecut cu acelea skin. Sunt mai puțini, dar văd că sunt unii cu ăsta de Knight sau nu știu, de ăsta acumulare Kdir, băiatul acesta. Am mai văzut, parcă mai erau încă 1-2, uitați-l prin partea aia. Nu știu ce au skin-ul ăsta, dar, bă, chiar e tare skin-ul acesta, fiind gratis, chiar este ok, uitați, se potrivește cu acel fier de acolo din spate, la așa gri, tot așa, de metal, oarecum, și hai să vedem, mă calific primul, Vanji, lasă-mă în pace, te rog. Și primul, cred că am fost primul, what? Nu știu dacă am fost primul, dar nu contează, oricum ne-am calificat, dar da. Hai să trecem la a doua rundă și a doua hartă este, care este, mamă, poate face și noi win, ar fi chiar tare pentru acest video, să facem și win, deci am primit un skin gratis și să facem și win, chiar ar fi tare pe acest video, chiar ar fi super tare. Și spuneți-mi voi acolo în comentarii, ce îi spuneți? Este tare skin-ul acesta? Merită? Adică, bă, gratis merită, sincer, dar este tare? Adică merită să vă chinui să intrați în joc? Dacă ar fi să nu vreți să intrați, ar merge să intrați? Adică v-ați dori să intrați repede ca să luați? Nu știu, adică merită sau nu merită skin-ul acesta? Scrieți acolo în comentarii părerea voastră, chiar sunt curios dacă vă place sau nu. Și fiți atenți, mamă, dacă nu mă blochez eu prin astea, ar fi tank, ar fi tank, bă, dar nu mai da. Mă calific, bă, nu știu dacă mă calific. Dar fiți atenți, mamă, pe aici merge, ok, merge. Hai să sărim și pe aici, hai să vedem și pe aici, bun, și ne-am calificat.
Fiți atenți că vreau să vă spun ceva. Ok, este așa o ultima hartă și acum hai să vă spun ce vreau să vă zic. Deci, nu știu câți dintre voi știți, dar eu vreau să fac un episod de tipul ce prefer dintre, în care voi să-mi puneți niște întrebări, would you rather, ceva de genul acesta. Vreau să-mi spuneți voi niște întrebări, ori legate de Stumble Guys, ori orice întrebare și cu viața reală, adică ce prefer dintre, nu știu, 1.000.000 de euro sau să star în cap sau ceva de genul, habar n-am, nu știu, ideile voastre chiar vreau să le văd. Intrați pe fila de comunitate, pe pagina de comunitate, am postat acolo vreo 3 de-astea diferite, puteți să dați pe una dintre ele, adică vedeți unde am postat despre, mamă, stai, hai să nu mai sar așa mult, că mie că o să cad. Intrați acolo pe fila de comunitate, vedeți la ce postare am pus, dacă găsiți postarea undeva puțin mai jos, cred, pentru că am mai postat și aseară de la live și cred că mai postăm postări și de acum și puteți să derulați până vedeți acelea cu întrebările. O să vă las chiar acum pe ecran să vedeți despre ce este vorba ca să știți unde să intrați cum trebuie și așa. Și vreau să văd cât mai multe întrebări din partea voastră, chiar aș vrea să fac un episod de genul acesta. Și cum scrie și acolo, mamă, stai să nu cad, ok, bine că n-am căzut. Cum scrie și acolo în acel comentariu, la cea postare, am scris așa: bă, dacă nu vă aleg pe toți, nu fiți supărați că nu cred că pot să aleg toate întrebările dacă lăsați foarte mult și așa. Dar o să vreau să încerc să vă pun la final pe toți sau... Adică și asta, m-am gândit la o serie să fac ceva, nu știu, pe shorts, pe selecționarea de short cu întrebările voastre, adică să pun, mamă, să-i crea să cad, să pun întrebările voastre și pe shorts și să fac acolo niște serii mult mai interesante. Vreau să fac o serie interesantă în care vă pun pe voi chiar să răspundeți la acele întrebări în comentarii, la shorts-uri și așa, și chiar sunt curios și o să alegeți și voi restul, nu știu, spuneți-mi. Bă, stai că am câștigat, what? Deci am și câștigat, mă, bă, deci am și câștigat. Am, nici n-am mai fost atât la meci, dar am câștigat. Deci, am făcut încă o coroană, 35 de astea, așa. Bun, perfect, episodul este chiar super tare, cum mi-am dorit să câștigăm un meci și am luat și skin-ul, deci este bine că am câștigat meciul, că totuși am luat skin-ul ăsta și am vrut să-l testăm și chiar l-am testat cu succes, aș putea spune că am câștigat meciul. Din păcate ne-a scos din acel meci, nu știu ce s-a blocat, dar a fost un semn, poate ca să-l câștigăm noi pe ăsta, probabil pe ăla nu-l câștigam, dar ăsta se pune ca meci și da. Nu știu, spuneți-mi acolo în comentarii, cum v-am zis, dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys și spuneți-mi dacă vreți să facem acel video, scrieți acolo în comentarii, cum v-am zis, la fila de comunitate, lăsați acolo întrebările voastre, chiar vreau să văd cât mai multe, dar încercați să nu vă repetați cu ce au scris ceilalți, adică uitați-vă ce au mai scris băieții prin comentarii, să fie ceva să nu vă repetați și vreau să puneți și niște întrebări la care să stau chiar mult să mă gândesc, chiar ar fi super tare să stau așa, bă, ce aș putea să aleg? Să aleg ori aia, ori aia, bă, dar dacă aleg aia, nu aș putea să fac treaba aia și știți voi ce vreau să zic și așa, nu știu, chiar sunt curios de imaginația voastră, de ce vreți voi să aflați că asta este în primul rând, trebuie să... Puneți o întrebare pe care vreți voi să o aflați, adică nu întrebări de Q&A, e un fel de Q&A, dar tot așa, mă pune să aleg dintre o variantă și alta, adică ori skin, să zicem așa, ori skin-ul acesta, ori skin-ul de pui normal, care apare aici în dreapta, uitați-l la free spin, apărea fix aici în dreapta și da. Dacă mai vreți episoade de genul cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să dați acolo un pumn butonului de like, să facem și noi acolo peste 100 de like-uri la acest video, nu știu dacă se poate, dar dacă dați și voi un share la prietenii voștri, ar fi super tare și am reușit să facem treaba aceasta de fapt și da, cum v-am zis, like, subscribe, intrați pe fila de comunitate, lăsați întrebări, vreau să fac episod cât mai tare cu întrebările voastre, v-am pupat, pa, pa. Și scrieți acolo cu cine vreți să facem episodul, neapărat.